La bursa locurilor de muncă, absolvenții s-au lăsat mult așteptați. La deschidere erau aproape mai mulți organizatori și angajatori decât șomeri. O parte dintre absolvenți au plecat acasă dezamăgiți. Totuși, destul de mulți au avut șansa de a-și găsi un loc de muncă. Ora 9, momentul începerii bursei locurilor de muncă, s-a dovedit a fi prea matinală pentru marea majoritate a absolvenților. La acea oră, în fața ușilor de la intrarea în horul Muzeului de Istorie Iulian Antonescu, locul desfășurării evenimentului, s-au adunat aproximativ 50 de șomeri. Dar nici aceștia nu erau toți proaspăt absolvenți. Printre ei se aflau și persoane cu părul grizonat. Nici după aproape o oră de la debutul acțiunii, prezența absolvenților șomeri nu a fost pe măsura așteptărilor organizatorilor. La acest moment vă pot spune că e o prezență rezonabilă, în schimb pe parcursul desfășurării acestui eveniment ne așteptăm ca tinerii să apară în număr cât mai mare și să vină să ia contact cu angajatorii, pentru că vă putem spune că avem o ofertă destul de bună. Când ușile muzeului s-au deschis, unii au pășit înăuntru grăbiți să-și caute de lucru, alții deloc entuziasmați. Dar față de numărul posturilor vacante din timpul săptămânii, la bursă, oferta de locuri de muncă a fost mult mai generoasă. Săptămânal, agenții economici oferă în jur de 200 de locuri de muncă. La bursă au pus la dispoziție absolvenților aproximativ 850. Doar unii șomeri au avut noroc, alții nu. Și asta pentru că majoritatea locurilor de muncă au fost pentru șomerii care au terminat o școală profesională. Spuneți-mi, ați găsit pe măsura pregătirii dumneavoastră? Nu prea, pentru că pregătirea mea din liceu a fost de desenator. Am făcut liceu de arte și meseria era de arhitectur. Aici nu găsesc decât ca bucătar, constructor, angajări, vânzări, nu știu. Și ce veți face? Așteptăm, vedem, nu știu. Poate am să mă duc la niște cursuri de calificare pentru bucătari, să mai caută și în afară e bine. V-ați găsit ceva pe măsura pregătirii dumneavoastră? Nu. Ce pregătire aveți? Medicină veterinară. Și? Nu am găsit nimic decât agent vânzării, buldozerist, doar în domeniul construcției și agent vânzării în celelalte domenii. Dar dacă totuși nu veți găsi și nu veți găsi, vă gândiți să vă reprofilați? În timp, da. În timp, să zicem, maxim jumătate de an nu găsești ceva în domeniul ăsta, te reprofilezi pe altceva. Ați găsit ceva pe măsura pregătirii dumneavoastră? Da, un singur post, dar să vedem dacă sunt interesați acum. Sunt mulți pe același post și vedem. În ce meserie? În drept, jurist. Ceea ce vi se oferă ca și salariu este motivant? Deocamdată nu am discutat, pentru că nu sunt reprezentanți de la firmă și trebuie să dau un telefon, să discutăm la telefon, să aflu mai multe detalii. Deocamdată nu o prea am aflat nimic. De cealaltă parte, și unii angajatori au fost dezamăgiți de cererea venită din partea absolvenților. Dacă la masa unora a fost înghesuială de oferta altora, s-au arătat interesați prea puțini șomeri. Și modul de abordare de către unii șomeri a ofertei nu a fost cel mai fericit, cu putință. M-a întrebat unde este firma, de salar și cam atât. Cum considerați atitudinea absolvenților? La mine nu a venit un absolvent, era destul de în vârstă. Pentru prima dată să vii să întrebi de salar, mi se pare o chestie cam ne la locul lui. Putea să întrebe, nu știu, altceva, dar nu salariul în primul rând. În momentul de față, în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, sunt aproximativ 1700 de absolvenți, dublu față de posturile ofertate la bursă. Dar cu siguranță, în urma acestei burse, își vor găsi un loc de muncă mulți absolvenți, pentru că angajatorii sunt stimulați financiar în acest sens. Pentru fiecare absolvent angajat, ei primesc timp de un an 500 de lei lunar din bugetul asigurărilor de șomaj. Au însă obligația de a-i menține contractul individual de muncă timp de cel puțin 3 ani.